Iată că am revenit și vă spuneam mai devreme de magii. Spunem bună dimineața actorului Marian Relea. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Bine ați venit. Până la urmă, magicianul. Așa vă știu copiii, sau cel puțin cei de vârsta mea. Nu mai suntem copii, dar am crescut cu magicianul. Magicianul, da. Mi-am pus ochelarii ca să fiu puțin mai în vârstă, apropo de 12 prezențe aici în festivalul de la Sibiu. Pentru că în fiecare an se desfășura acest eveniment în zilele de 1 și 2 iunie, eveniment special dedicat zilei copilului, dar anul ăsta s-a decalat. Da, s-a mutat puțin întreg festivalul din cauza ploilor. E adevărat. Și acum... Și acum plouă. Și acum va ploua. Evenimentul se desfășoară mâine. Mâine și poimâine în Parcul Subarini, ca de obicei. Noi ne așteptăm pe copii acolo, vor avea un traseu inițiatic. Am spus mult inițiatic, un traseu, așa scrie în prezentare, este o aventură pe care le propunem celor mici. Vor intra în poveste și se vor întâlni cu personaje, nu vor putea depăși obstacolele puse în cale de personaje decât dacă vor cunoaște măcar câte oceane sunt pe pământ, mă rog, vor avea întrebări sau niște de cultură generală. Sau vor depăși probele fizice, ca să spunem așa. Și wow, vor încerca să descopere pe rând, pentru că vor fi în grupuri, așa ne-am propus, vor încerca să descopere fiecare grup comoara din parcul Subarin. Ne spuneți în ce constă comoara? Nu am voie, nu, este secret. Nu înțeles. Dar cu siguranță toți copiii vor pleca din parc cu un cadou și poate chiar și cu acea comoară. Vedem aici imagini din edițiile trecute și pentru că eu îi recunosc, sunt colegii mei, sunt foști studenți de dumneavoastră, nu? Este o echipă tânără de actori care vă însoțește la fiecare eveniment sau da, aproape la fiecare eveniment? Eu cred că în Sibiu cel puțin la fiecare eveniment și nu numai în Sibiu, și în jurul Sibiului. Săptămâna trecută am fost la Media și la Săsăuș, unde ne-a plăcut teribil. Sunt foștii mei studenți care au terminat cam de vreo 5 ani, au făcut masterul și au reușit să-și creeze o formă teatrală independentă, se numește Teatrul Vostru. Și împreună mergem la cam la toate evenimentele, dar nu numai aici, și în București, și îmi place să cred că sunt aproape ca și copiii mei, pentru că i-am crescut în meserie și mă sprijin permanent. Deci aveți pe mulți ei. Copii. Am mulți copii și am avut 4 milioane la un moment dat. E adevărat. Lumea vă vede, vă întrebam și mai devreme, vreau să răspundem și celor de acasă. Vedem în imagini copii de câțiva anișori care deja nu vă mai văd la televizor, la Abracadabra, nu vă mai știu de acolo, spre deosebire de noi care vă percepem exact de acolo. Cum vin ei la evenimentele dumneavoastră? De unde vă știu? Vă cunosc doar pentru că v-au văzut la spectacole sau din CD-uri? Sau cum? În primul rând că m-au văzut părinții, da. Și dacă evenimentele sunt sâmbătă și duminică, atunci vin cu părinții. Au certitudinea că cei mici se vor juca, iar cei care nu m-au văzut niciodată la televizor sau cel puțin nu în emisiunea Abracadabra, care a dispărut de pe ecran, s-a retras, am spus mult, a dispărut. Da. Acum, în anul 2000, deci sunt niște ani, vin pentru a se juca și continua a joacă. Deci magicianul cadrele didactice, cum să le spun, au încredere că ceea ce se întâmplă în parc sau în piețe publice sau chiar și la teatre, pe scene, au încredere că e o poveste educațională și atunci îi aduc pe cei mici. Iar acolo nu e nicio problemă, în 3 minute ne-am împrietenit și... Cum vedeți televiziunea de astăzi fără magicianul, nu știu, pe un anumit post de televiziune sau pe mai multe? Lipsește! Lipsesc în special, cred că, toate emisiunile care sunt pentru copii. Nu prea avem astfel. Ce să vă spun, că după 10 ani sau 13 ani, iată, lumea și-a dat seama că a fost un fenomen Abracadabra și, într-adevăr, se simte puțin lipsa. Dar sunt canale dedicate copiilor, cum ar fi de desene animate, nu știu câte,
Probabil cineva va intra pe ușa pe care am deschis-o noi, pentru că... Dar de ce credeți că s-a întâmplat în anii aceștia? Că totuși sunt niște ani de când abracadabra a dispărut de pe sticlă. Tentative au mai fost. Lucrurile trebuie făcute într-un fel mai mult pentru cei mici. Adică avea un, în ghilimele, prostul copiilor pe ecran, nu e chiar așa de simplu. Copiii trebuie puși în valoare, asta am făcut și la emisiunea Abracadabra, ei erau puși în valoare, ei aveau, jucau personajele bune, iar eu eram personajele, jucam personajele rele. Nu știu de ce nu s-a întâmplat, poate și din cauza banilor, poate din cauza concurenței, fără lipsă de modestie, dar noi nu aveam concurență atunci, poate dacă era o concurență mai puternică, dispărea mai devreme. Și probabil că nici acum nu ar exista. Vă întreb acum, pentru că dincolo de faptul că magicianul e cu copiii tot timpul și le dă și lor roluri, actorul Marian Râlea joacă pe scene ale teatrelor din România și eu vreau să vă întreb cum este publicul matur față de publicul acesta micuț. În primul rând că pe cei mici nu-i poți păcăli. Dovadă că de 12 ani există această secțiune în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. A fost o propunere a domnului Constantin Chiriac și de-a lungul anilor s-a dovedit un succes, pe când spectatorii mai mari mai pot fi puțin păcăliți, mai cu o lumină, mai cu un decor, mai cu un zâmbet. Mai... Ce v-a determinat să veniți an de an la Sibiu? În primul rând că îmi place teribil cetatea aceasta roșie, despre care am citit foarte mult. Sunt brașovean și atunci mă regăsesc în orice cetate ca acasă și oamenii de aici au ceva de, cum să spun, dacă nu există un centru și dacă acest centru nu ar fi Sibiu, poate că România ar fi puțin mai searbădă cu tot ce înseamnă cultură și cu tot ce înseamnă brânză, pentru că e plin de brânză în București. Deci de-aia a venit la Sibiu. Dar îmi place teribil, da. Și m-am obișnuit să mă simt ca acasă, plus că am și povestea cu facultatea și atunci... E o poveste mai mult de suflet. Iar la festival, să nu fie festivalul de la Sibiu, înseamnă că nu există chiar așa. Dacă nu vii la festivalul de la Sibiu. Dacă nu vii și nu participi cu ceva. Da, de ce credeți că a luat festivalul de la Sibiu asemenea amploare? Pentru că an de an a crescut, tot mai multe companii de teatru au venit în Sibiu și cred că e o onoare pentru orice teatru să fie în festivalul de teatru de la Sibiu. Eu cred că sunt de vină organizatorii. E vina dânșilor că au reușit și au fost tenace în ceea ce privește organizarea unui festival care înseamnă internațional. Iată că, pot să spun la ora asta, este singurul din țară, unul dintre cele mai importante din Europa și eu cred că și din lume, pentru că am fost la multe festivaluri pe toate continentele. Cred că organizatorii sunt de vină și ar trebui să le mulțumim. Și faptul că nu cred că se putea întâmpla în altă parte decât aici, la Sibiu. Din punctul meu de vedere, după 12 ediții, iată, de participare și a 20-a ediție a festivalului, nu cred că se putea întâmpla în altă parte. Ați văzut ceva deosebit de la an la an? Ceva care să vă spună, pentru asta a meritat să vin și anul ăsta? Pentru asta sau pentru noi surprize voi veni și anul viitor? În primul satisfacții rând, personale. Am jucat în festival și pentru copii, dar cum se întâmplă și acum, sâmbătă și duminică, de la ora 11 în Parcul Submarin, gata. Ca să știe lumea. Am jucat și în spectacole importante, unele de la Sibiu, altele din țară care au venit aici. Există un spirit care depășește ceea ce înțelegem noi doar spectacolul. Există un spirit al teatrului care trebuie păstrat, să ne gândim că totuși el există, teatrul de 2000 de ani și a ținut loc și televiziunii și filmului și ziarelor și revistelor.
Ori cred că asta este acest spirit plin de lumină pe care îl emană sau îl arată în fiecare an mai strălucitor festivalul de la Sibiu. Sigur că e poetic ce spun eu, dar să aduci de trupe ale unor teatre de renume din lume, să creezi o întâlnire între mari regizori, mari actori și mari creații teatrale, nu e puțin lucru. Și vă spun, deși sunt organizatori, au o echipă limitată, festivalul se pregătește după ce se termină, adică el se termină aici de duminică într-o săptămână, deci de luni începe să se pregătească festivalul pentru anul viitor. Cred că asta e cel mai important și că există, să dea Dumnezeu, să existe în continuare, nu depinde numai de organizator, depinde și de finanțator și de primărie și de tot ce înseamnă un eveniment cultural în Sibiu. Și vă spun, în continuare eu cred că sibienii merită și nu numai să aibă un asemenea festival de asemenea importanță și mărime și nu cred că se putea întâmpla în altă parte. Deci Sibiu este locul perfect, nu Brașovul? De asta sunt aici. Nu cumva Brașovul? Despre Brașov discutam în altă... La Brașov. Am înțeles, deci o pot să vă întreb Sibiul sau Brașovul capitală a regiunii. A, nu știu, asta... Din punctul nu de știu cum a vedere. Fost înainte, cine a fost capitală, cred că Brașovul. Așa. Eu fiind brașoveană, mi-aduc aminte că a fost Brașovul, dar e posibil ca și Sibiu să fie. Deci are șanse. Are șanse, da. Ne spunem un brașovean. Dar are, oricum, ca spirit cultural, ar trebui să fie capitala culturală a regiunii. Asta este și a țării, nu? Capitala culturală europeană a fost în anii trecuți, 2007, dar acum or să mai fie și alte capitale, iar Brașovul, într-adevăr, spun și eu... Deci eu spun că Sibiu. Da, bine. Și Brașovul are multe șanse. Vreau să vă întreb dacă anul ăsta a jucat și pentru cei mari, pentru publicul matur. Aici, în festival, nu. În festival, nu? Dar în București jucați? În București, da, am spectacole de la Teatrul Bulandra, unde sunt și salariat, sau cum se spune. Da, unde jucați da. Cel mai des. Rupați-mă pe după printre un spectacol aici voiam să ajung. Alături de doamna Mariana Mihuț, pus în scenă de Iuri Cordonski, care a montat și aici spectacolul Ultima zi a tinereții și care a luat anul trecut premiul pentru cel mai bun spectacol. Mai joc la Timișoara, am Viața e vis, un spectacol de Calderon de la Barca, scris după un text de Calderon de la Barca, pus în scenă de Mihai Mănuțiu, iarăși un spectacol extraordinar. Și cuvinte? Spectacole din Sibiu pe care Ultima zi a tinereții, Electra și așa mai departe. Cu alte cuvinte, călătoriți foarte mult pentru spectacolele pe care le aveți. Cum o păcați asta cu viața personală, să fiți din sunt săgetător. Deci sunt săgetător și așa sunt și am și ascendent un săgetător și atunci ori mă duc la țintă, cum îmi place să cred, ori zodia este caracterizată printr-o mare mișcare, nu pot să spun. Oricum, ca și actor, mișcarea este foarte importantă. Din am văzut cum stați, da. Da, ați văzut. Am o întrebare legată de mișcare. Cum de-ați reușit de-a lungul anilor să vă mențineți la fel? Mulțumesc, stați să-mi pun ochi. nu știu dacă m-am... Timpul eu... Nu depinde de mine povestea asta, depinde într-adevăr de această mișcare pe care o fac permanent și nu știu de ce, dar mi-ați făcut un compliment și eu nu știu să răspund la complimente. Vă întreb eu acum dacă e de mișcare, dacă nu știți să răspundeți la complimente. Pe mine m-ați fascinat în Triumful Dragostei de la Teatrul Bulandra, în spectacolul acela unde vă topeați efectiv pe scenă, sau probabil încă o mai faceți. Cum reușiți să vă topiți sub ochii noștri? Adică eu vorbesc foarte serios celor de acasă, le spun că într-adevăr un om se topește pe scenă. Vedem cum se topește ca de un dragoste. Unchiul. De dragoste. De dragoste, da? În Triumful Dragostei, pentru că asta era tema, te topești de dragoste. Nu, este teatru, totuși nu e realitatea. E o imitare a realității și atunci
vă creați doar iluzia. Că vă creați aceste iluzii. De-a lungul anilor ați creat poate mii de iluzii. De unde a venit inspirația pentru el? Este un talent pe care l-am moștenit de la mama. Fratele meu m-a ajutat să fac această meserie. El a fost tot actor și dacă nu era el, eu nu existam. Mi-a dat încredere. Dumnezeu să-i odihnească, pentru că trebuie să spun așa. Și în rest îmi place să mă joc, pentru că teatru este joc. Și atunci dovadă și această poveste cu întâmplare, accident, cum le să-i spuneți, cu cei mici, pentru că eu, de fapt, mi-am continuat jocul cu ei, am furat de la ei și am adus pe scenă și ce știam eu, le-am mai oferit atunci când făceam emisiunile. Dar nu eram singur, care erau 20 de persoane care lucrau acea emisiune, cum bine știți că așa e în televiziune, deci nu, eu eram doar coperta. Am înțeles. Cu alte cuvinte, așteptăm pe cei mici sâmbătă și duminică de la ora 11 în Parcul Submarin. La chiar Aventura. Chiar dacă plouă, vom găsi comori. Nu, deci asta nu pot să spun unde sunt. Cu pelerinele de ploaie, nu? Exact, cu pelerinele de ploaie și vom face o magie să oprim ploaia. Deci, deci avem șanse să oprim ploaia. Tot se poate, da? Da, în concluzie, noi așteptăm și poate nu veniți. Magie, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Și succes festivalului, că începe azi. Sigur că da. Mulțumim în numele festivalului, în numele Sibiului.